Bună ziua, bine ați venit pe comisii. O să discutăm proiectul pe ordinea de zi de astăzi, 28 ianuarie 2022. Da. Bun, bună ziua și eu vă spun. Haideți începe ședința cu prezența. Domnul Tiliță. Iancu, da? Da. Doamna Cocrea. Olguța. Da. Domnul Bădărău. Ionuț Andrei. Domnul Felix Ișoc. Și subsemnatul Drăgăsta. V-ați lăsat la urmă. Încă de una. Acum, rugămintea mea este să ne aplicăm foarte serios asupra ședinții de astăzi. Este un proiect de ordine de zi foarte, foarte important și o să-l citim și avem documentele aici. Ceea ce v-am promis eu ședința trecută, că vă aducem la cunoștință. Acum am venit cu documente și aducem la cunoștință și comisii și consiliul local a domnilor consilieri, dar o să citim asta. Și am rugămintea ca proiectul de la numărul 17, care e cel mai important, să-l discutăm primul. Ultimul proiect. Proiectul de hotărâre. Fiind și proiectul cel mai important. Și fiind cel, proiectul, de fapt, proiectul cel mai important. Corect. Dacă sunteți de acord. Corect. Da. Numai un pic. Eu, părerea mea era ca să nu citim de două ori, să nu dăm curs discuției de două ori. Asta se discuta în ședință. Nu. Domnul președinte, pentru că, da, mă rog. Haideți să spun încă o dată. Vreau să fim foarte... Vă rog să mă lăsați și pe listă completările care se impun. Toate puteți la Comisia de Buget Finanță. Noi suntem cea mai importantă comisie. Da. Și interesând la orice bănuț care vine în comuna asta, trebuie să discutăm și de ce pornește. Noi o să dăm un aviz. Fiecare... Da. Cum decide și cum așa, votul fiecăruia... Acum, haideți să... Ținând cont de faptul că domnul primar spune mereu că votul consilierilor este cel mai important, nu răspunde nimeni decât noi. Atât cât votul care îl dăm noi, pe orice proiect de hotărâre, noi răspundem, pe fața legii, da? Tocmai de asta, fiind foarte important, îl discutăm în comisii, o să-l discutăm și în plen, care e problema, dar ce discutăm mă, în plen? Mă refeream că votul acolo se va da. Nu, noi dăm votul și aici, în comisii. Da. Noi dăm votul în comisii fiecare cum îl da și vom da votul final în plen. Da. Acum, domnul Bădărău. Vă rog. Aveți cuvântul, spuneți ce aveți zis. Discutăm de proiectul de hotărâre numărul 17, da? Cel care, în care ni se cere de comun acord cu SC Intervet, SRL, rezilierea pe care amiabilă a contractului de asociațiune în participațiune. În primul rând, ar trebui să știm multe lucruri legate de asociațiunea asta. Pentru că, începând cu anul 2014, când eu am reușit să intru în posesia unor documente, mai exact, procesele verbale de constatare a Camerei de Conturi Bacău, Camera de Conturi Bacău ne face niște precizări foarte clare. Și dacă îmi permiteți, vă citesc câteva. Nu sunt foarte multe, așa că o să fiu cât se poate de rapid, dar sunt foarte importante. Citesc din procesul verbal de constatare a Camerei de Conturi Bacău din data de 11 iunie 2014. La pagina 14, 15 și 16, eu le am aici, cine vrea să le verifice. Spune așa, referitor, Curtea de Conturi, auditorii, referitor la contractul de asociere în participațiune numărul 3057 din 25.07.2003 încheiat între Intervet și Primăria Răcăciuni, din controlul efectuat, da, privind modul. Revin. Din controlul efectuat privind modul constituire, evidențiere, în contabilitate, urmărire și încasare a veniturilor cuvenite bugetului local din administrarea activității de piețe, târguri și obare de către Intervet SRL, s-au reținut următoarele abateri și deficiențe.
veniturile bugetului local din redevența datorată SCE intervenit în baza articolului 6.1 din contract s-au evidențiat în contabilitate și în situațiile financiare anuale ale primăriei doar la nivelul sumelor efectiv încasate și nu a celor legal cuvenite. 2. Nu au fost solicitate de către reprezentanții administrației locale documente care să ateste veniturile încasate de către intervent din administrarea activității de piețe, Târgu Șoboare. La punctul 3 spune așa, nu există documente care să ateste dacă în perioada de derulare a contractului s-au efectuat controle din partea primăriei privind modul de constituire și încasare de către SCE intervent a veniturilor din tarifele practicate pentru serviciile prestate populației. Mai ales în condițiile în care în contractul inițial, cel din 2003, spune clar, se va stabili venitul brut lunar constituit din încasările totale ale unei luni calendaristici. Practic, împreună cu reprezentantul primăriei, se mergea în târg, alegeam o lună, făceam o medie și ăla era venitul net, venitul brut lunar constituit. Din care se împărțeau după aia, 30-70, conform contract. Nu s-a urmărit dacă reprezentantul primăriei în Consiliul de Conducere a Asociațiunii, și aici curtea face o eroare, pentru că îl numește pe Vasile Ichim, fostul primar responsabil, deși în 2014 Ichim nu mai era nici primar și nici consilier local. Nu mai avea nicio atribuție în asociațiune. E clar că asta e o altă discuție, revenim. Dar spune așa, nu s-au respectat atribuțiile stabilite prin prevederile articolului 5.4 din contract referitor la modul de folosire a contribuției. La punctul 5, și închei cu asta, nu au fost solicitate documente justificative de către reprezentantul primăriei care să ateste cheltuielile unui paznic și a doi casieri. De asemenea, Camera de Conturi menționează și faptul că SCE Intervet SRL a dedus o sumă mai mare pentru cei trei angajați de 27.810 lei, reprezentând remunerarea, da? Față de doar 13.310 lei cât au calculat auditorii. De remarcat și faptul că dacă supunem analizei eficiența și eficacitatea târgului, a activității SCE Intervet, o să constatăm că veniturile realizate în anul 2013, în valoare de 12.204 lei, se află mult sub nivelul încasărilor realizate în perioada 2002-2003, un an calendaristic, în cuantum de 56.603 lei. Pentru toate aceste încălcări, Curtea de Conturi dispune concret niște măsuri. Din ce am citit aici, să nasc întrebările. De ce Ichim mai funcționa ca reprezentant în 2014? Dacă ne specificați, avem o adresă din decembrie 2021 în care ne specifică clar primăria că reprezentantul primăriei în asociațiune este domnul primar. Astăzi avem în proiectul de hotărâre aceeași problemă. Păi atunci nu era domnul primar reprezentant și ne-am primit o adresă care nu coincidea cu realitatea? Doar la întrebarea dumneavoastră, o să vă răspund de o mare înțelegere. Bun. Da. Dar nu vă adresez dumneavoastră. Un pic, domnul Bădău, da. Aici vă dă. Trebuie să ne întrebăm și noi. Pentru că votul lăsați-mă să închei că e gata. Concluzii. Curtea de Conturi spune să mergem la târg, să facem niște verificări. Ca ce măsuri concrete a luat reprezentantul legal al primăriei, persoana domnului primar, dacă în următorii ani, 2016, 2017, 2018 și 2019, deci, sumele au fost așa, 13.089, 9.120 de lei, 8.068 și 5.442 de lei. Adică noi în 4 ani de la târg, când nu era nici pandemie, nu eram nici febra porcină sau cum s-o mai numi, noi am încasat 35.000 de lei în 4 ani. Da? Față de 2002-2003, când am luat 56.000 într-un singur an. Gândiți-vă că în anul 2003 salariul minim brut era de 250 de lei, iar în 2019 era de 8,63 de ori mai mare, adică 2050 de lei. 2086 de lei, mă scuzați. Deci, e clar că noi acum trebuie să ne punem niște întrebări foarte serioase. Mai mult, în 2020, Curtea de Conturi vine și spune clar, nu există control din partea primăriei, domnule. În 2020 spune, nu există. Uitați, vă citesc chiar din raportul, ia uitați aici. Problema este foarte
De asemenea, s-a constatat că personalul de specialitate nu a efectuat verificări. Nu a efectuat nicio verificare a realității încasărilor lunare declarate de către Intervet SRL, reprezentând contravaloarea bonurilor cu valoare fixă, a biletelor. Nu s-a dus nimeni niciodată. Și asta e raportul din 2020. Adică noi perpetuăm o situație din 2014, cel puțin. Eu nu am nimic cu nimeni. Dar e clar că trebuie să ne punem în legalitate. Ca să ne punem în legalitate, nu înseamnă că trebuie să reziliem contractul, să lăsăm populația din Răcăciuni fără târg, să n-aibă nimeni unde să se ducă să-și cumpere un măr sau un porumb pentru animale, da? Eu, propunerea mea, și cu asta am încheiat, ar trebui să prelungim un pic proiectul ăsta de hotărâri. Ar trebui ca primăria să-și pună un om acolo. Să vedem într-adevăr, pentru că doamna de la Intervent vine și spune că vrem să reziliem. Dar nu vine cu un raport, cu contabil, de specialitate. Deci nu vine nimeni cu nimic. În baza la ce să... Pentru că doar spune că nu mai este oneros pentru ei, dar pentru noi au fost. Haideți să analizăm și haideți să ne punem în regulă. Acum. Totuși vreau să întreb ceva. De ce afirm că dacă reziliem contractul, rămânem fără târg? Dar nu că nu pleacă de acolo târg. Da, domnule, dar și bugetul local, cine mai vine să mă dea 5 lei? Domnul Bădărău. Mă scuzați. Haideți să vă explic. Cunosc piața și de asta v-am spus. M-am documentat, știam, eram și la ei. Suntem documentați. Eu vă spun așa. Lucrurile erau foarte simple, dar o să ne dea răspuns domnul primar, că dânsul ne reprezintă în Consiliul de Administrație a societății, a asociațiunii, așa. Eu cer din octombrie, știți prea bine, nu? Da. Toate procesele de vreau să poate lua, în care eu cer să avem un control asupra încasărilor reale, nu cele de intervetul. Eu aici am toate documentele, toate încasările de la intervet și ăsta. Nu se poate, în 2020 a fost pandemie, da? Înțeleg. Nu s-a lucrat, așa spunând și că nu a fost activitate. Dar mie îmi apar 66.000 în fiecare lună. 666 de milioane vechi în fiecare lună, salarii la doi încasatori și un patnic. Cade aici din cheltuieli. Dumneavoastră, vă spun. Dar că zic că îl pun acolo ca să nu... Am înțeles, dar încasatorii, dumneavoastră știți cine sunt încasatorii aia? Nu știu. Deci, nu știți? Nu, lăsați. Noi știm. Că acolo s-au făcut controle, avem declarații din partea comercianților cât se dau acolo. Noi nu vorbim pe documente. Nu, dar eram curioasă. Eu ce nu înțeleg, e o situație. De cine ni se cere nou acum după 14 ani, în același proiect de hotărâre, să votăm un nou Consiliu de Administrație, cu un act național, și la punctul 2 ni se cere rezilierea contractului. Eu știu. De ce? Ca cineva să se spele pe mâini. Nu se poate. Nu se poate să se spele pe mâini prin Consiliul Local. Noi nu putem să acceptăm să dăm un vot, cel puțin eu. Fiecare va fi votul nominal, va răspunde, va dă. Va fi. E controlul Curții de Conturi luna viitoare. O să face odată la 2 ani. Da. Sunt instituțiile statului care bănuiesc că o să-și facă dreptul. Până atunci, eu, obligat prin lege, sunt să citesc, să mă documentez și în momentul când dau votul final, să mi-l dau, pentru că eu răspund, nu răspunde nici primarul, nu răspunde nici serial, nu răspunde nimeni. Noi am cerut, eu, cel puțin din 4-5 luni, cer același lucru. Un referat din partea reprezentantului Comunii Răcăciuni, speță domnul primar Gheța, să ne spune exact încasări reale. Venea cu proces verbal în fiecare lună, nu săptămână, în fiecare lună, ce spunea? Însă în luna cu tare așa, s-a verificat și s-a vândut bilete de atâta și am încasat atâta. Nu ce dă Intervetul. Păi Intervetul nu dă nimic. Intervetul nici măcar penalitățile nu și-l-au plătit de ani de zile, nu sunt casate. Care nu spunem noi, doamna Cogra, spunem Curtea de Conturi, de asta e foarte important. Eu nu spun Drăgăstav sau Bădăros sau Pelis sau cine spune. Orice proces verbal de la Curtea de Conturi are finalitate. Să închei, ori îl contestă instanță. Doamna Cogra, stați un pic să vă explic. Finalitatea care? În 2020,
E ultimul raport la Curtea de Conturi. S-a răspuns la Curtea de Conturi. Nu. Știți dumneavoastră dacă s-a răspuns? Permiteți-mi. Doamna Cocre are dreptate. Într-adevăr, Curtea de Conturi dispune niște măsuri. Doamnă, întrebare acum, pentru oricare din noi. Dacă în 2014 spune Curtea de Conturi un lucru, în 2015 spune același lucru, în 2016 spune același lucru, în 2020 spune clar, deci spune clar Curtea de Conturi în 2014, doamne, la voi în 2013 n-ați încasat cât s-a încasat în 2002. Și drept răspuns în următorii ani, pentru că avem cu chitanțe și în tot ce în contabilitatea primăriei. În toți 4 ani se încasează 35.000. Păi care, cum s-au luat măsurile astea? Acum la minte oricui. Nu s-au luat. Și pentru asta mai e o problemă. Acum dumneavoastră știți, toată lumea știe că noi am depus niște hârtii la instituțiile abilitate. O să vină și o să spună așa, bă, cine a fost? Pentru că domnul primar spune foarte clar. Eu, e ultima mea semnătură. Deși noi semnăm pentru niște bani care se duc și nu-i mai vede nimeni. Dar spune consilierii locali. Așa o să vină și acum o să întrebe. Domnule, Consiliul Local nu s-a sesizat deloc că e un contract neoneros, neavantajos pentru Comuna Rădăcăciuni? Vin oamenii ăștia de la Curtea de Conturi, vă spun în fiecare an același lucru, chiar nu luați nicio măsură? Aici e doamna Cocrea problema. Eu nu am nimic personal cu nimeni și eu mi-aș dori târgul să continue acolo, dar să fie în avantajul comunității, nu doar a intervietului. N-am nicio problemă să fie acolo. Dar oamenii aia să vină și să spună așa, nu să amenințe când îi dă judecată, că dacă nu votăm, nu știi pățim. Deci oamenii aceia să vină să spună așa, bă, o fost până acum așa, cine zis că ne punem în legalitate. Cine a zis că dacă nu votăm? Vă spune, doamna secretar general. Doamna secretar general mi-a spus mie. Uitați-vă prin cameră, dacă v-ați dat și data trecută, au fost presiuni și sunt... Deci o să te ținem și cu astea, cu presiunile să te vină, domnul Vicen. În ce calitate a venit domnul Busuioc data trecută, că vorbea foarte, foarte urât. Altceva, nu am un pic. Ceva care e foarte important. Eu am cerut de la doamna secretară. Da, va fi trecut. Nu este. Nu este. Asta, uite, referitor la ce... Referitor la ce spuneți dumneavoastră, domnul Felix, eu am cerut la secretară să ni se aducă de la Registrul Comerțului, că avem aici la punctul ăsta o adresă în care intervetul o spune. Este foarte important asta. Asta este foarte important pentru că să vedem în ce calitate, vorba dumneavoastră, era domnul Busuioc. De ce nu s-a făcut un act? Aici apare. Subsemnat, aici apare. Dacă nu e nicio problemă. Mi pare rău că n-am avut documentele astea, noi trebuia să le avem în mapă deodată, dar nu știu de ce s-au înmis asta, dar o să citim. Nu e adevărat, domnul viceprimar, e din 2021, ce vorbim? Când s-a depus. Când s-a depus, nu de când s-a depus. Hai să vă spun eu când s-a depus. Păi, da, uite. Nu. Cererea. Nu. În 16-12-2021, la primărie. Nu. Da. 16-12-2021. Păi, ce am spus? Păi și suntem în 20-a asta. Cum nu s-o? De la Camera de Comerț, vreau să spun, când au... Nu, domnule, adresa care o depus-o la primărie, uite aici așa ce spunea. 16-12-2021, domnul viceprimar. Da, nu. Adică vorbim... Stați un pic, sigur, domnul vice, n-are nicio problemă. Nu, adică n-are nicio vină că o venim mai devreme sau mai târziu o hârtie. Ideea care e important să înțeleagă că rolul la Comisia Buget Finanțe în cadrul Consiliului Local Rădăcăciuni are drept... Nu e nicio problemă la toate... Mă lăsați... Da, poftiți. Bine, am înțeles că ai terminat. Acum, dacă nu ai terminat... Mulțumesc, lăsați că o să revin. Da. Eu spun că trebuie să înțelegem toți că trebuie să ne punem în legalitate. Și nu mai merge altfel. Și nimeni n-are nimic cu nimeni. Deci, să o trebuie. Dar nu pot să vină oamenii ce să spună. Înțeleg că cea mai mare problemă asta e. Domnule, încasările, că dacă vin bani la buget. Din ordinea de zi. Dar nu avem altă și mai avem încă o problemă. La proiectul numărul 4 nu ar trebui să fie pe ordinea de zi. Da, corect. E ilegal. Ce s-a întâmplat, noi nu am ales. Haideți să terminăm să încheiem cu proiectul numărul 7. Da. Le amestecăm și după aia nu... Că astea, toate sunt importante, dar și asta e foarte important. Eu nu înțeleg
Eu nu înțeleg, vă spun sincer, dincolo de toate, nu înțeleg de ce graba asta atât de mare. Dacă n-am așteptat 14 ani de zile, nu înțeleg, să intrăm în legalitate cu actul adițional. Este foarte bine că trebuie să fie un început corect, în toate. Corect. Dar nu înțeleg de ce la punctul 2 ni se cere noi să votăm rezilierea contractului când tu, cu două minute înainte, te înființezi ca își dai votul. Îți schimbi, schimbi Consiliul de Administrație. Îți schimbi Consiliul de Administrație. Corect. Eu zic altceva. Domnule, schimbăm Consiliul de Administrație, foarte bine. Nu că schimbăm, că era conform legii, domnul primar îi reprezenta acolo. Și era, e foarte clar, conform legii. Atâta că se fițează nou Consiliul de Administrație. După aia, să ne vină în fiecare lună, câteva luni, să vină în fiecare lună, cât un proces verbal, cu ca să ne ia de acolo. Și noi ne dăm seama dacă mai e rentabil sau nu e rentabil. Eu vă spun că e rentabil. Pentru că am documente și vă spun sincer că este rentabil termenul. A fost și termenul este rentabil. De ce să pierdem noi și pruma aia de venit care o avem, care o avem la bugetul local? Corect. De la și nu e o grupă, doamna Curtea, sunteți localnic, lumea vă vede că sunteți de drână, știți prea bine ce e acolo. Bănuiesc că ați fost în fiecare duminică și ați trecut, nu poate să spună, nu poate să spună nimeni că târgul ăla nu e rentabil. Și acum, în până, și nu poate să spună nimeni că 2020 nu s-a lucrat. Păi tu vii și decotez, îmi scazi cheltuielile la atâtea milioane pe lună, așa? A fost o perioadă când era închis. Nicio problemă. Era închis. Salarii la trei oameni ăștia trebuie. Plus de asta, eu vă mai spun altceva. O secundă, dacă era închis, trebuia să intre în șomaș tehnic. Conform legii. Nu-i se plătesc salariile, adică salariile nu. Logic. Altceva vă spun. Până în 2008, să știi, controlul asupra târgului a fost. De ce? Primăria a avut angajat, știți prea bine, cum îi spunem noi, doamna Diaconița. Corect. A fost angajat la primărie. Da. Da, da, da. Păi, uite, vedeți, sunt lucruri care nu le știm. După 2000 și-a dat demisia. După 2008. Și-a plecat la intervent. Și noi n-am mai avut niciun control din partea primăriei acolo. Absolut deloc. Dar sunt prea multe chestiuni legate. Sunt prea multe chestiuni legate. Și acum a venit cineva să calpine așa, să scoate castare din foc cu mâna noastră. Nu se poate așa ceva. Ați fost deputat, ați fost parte. Știți prea bine legile. Dar suntem culpabili toți. Da, problema e că nu ne aparține în totalitate coeficientul pe toate încasările. Dar sunt de acord, domnul Vici, eu sunt de acord. Nu pe toată suma care se dă. Dar eu nu am problema asta. Eu problema mea este că în 4 ani s-au adunat 35.000 la bugetul local, iar în 2003 am încasat 56.000. Dacă veniturile ar fi declarate legal și corect, atunci n-ar fi nicio problemă că intre cei 30%. Eu vă înțeleg, dar fiindcă pe ani ce trece, animale nu s-au mai dat voie, păsări nu s-au mai dat voie, încasările au fost... Adică că de așa votăm, vă vede toată comuna asta. Vă zic cum o chestie. Nu, dar dumneavoastră puteți să aveți punctul dumneavoastră de vedere. Dar oamenii care sunt în comuna Răcăciuș, care merg toată ziua la târg, o să vă creadă pe dumneavoastră că nu au mai fost târg. Și una. Dar n-am zis că nu au mai fost târg. Hai să vă spun altceva. Și sunt unii care au făcut pozi cu drona. Și sunt pozi la... Dom'le, dar eu n-am zis că nu a fost târg. Bun. Păi și cum să diminuiesc dacă e plin târgul de agenți comerciali, domnule? Eu am zis că a scăzut în casări datorită faptului că nu s-a mai... Domnul Vici... Dar nu la modul ăsta, domnule. Haideți să vă spun o chestie. Poate nu cunoaște situația, nu cunoaște situația. Cunoaște situația asta? Poate nu, dar din teren... Ei, cunoașteți cu contractul, spui că noi avem 30% din încasări, da? Da. Din încasări, tot ce se scade, da. Noi unii se scade în fiecare lună. Din care încasări? Din încasările nete. Nete. Da? După ce se dau cheltuieli... Haideți că vorbim, haideți că să ne înțelegem. Mă scuzați. Ce înseamnă încasări nete? Contractul e 70% interventul, 30% primăria. Bun. Din... Dacă ne luăm după contractul vechi, că nu avem altul, da. O fi, nu știu, deocamdată avem contractul vechi, să scad cheltuielile, salariile la doi încasatori și un paznic. Punct. Atât. Minime. Atât. Salarii minime. Ei, tu vii și mi-aduci mie în fiecare lună salarii de 62, 6.200, 6.300 de lei,
și venituri nimic. În 2020 vei cu pierdere de 3500 de lei pe totalul, dar vii cu salarii de 60 de milioane. Bun. Nu știm, acum noi știm cine încasează acolo. Și știți și dumneavoastră, și știți și dumneavoastră, domnul Vigi, că ați fost întâlnit, știți persoanele care încasează. Nu cred eu că persoanele care încasează la ora actuală și încasează în anii din urmă erau și angajați și să vă dați anul ăsta 3 persoane. Nu cred, nu cred. Dar mă rog, asta e altă treabă și instituțiile statului o să-și facă treaba. Corect. O să. Da. Așa, ce ne interesează pe noi la bugetul local? De unde știm noi că aia 30% sunt reali? Dacă noi a cerit de interviu. Dacă n-am făcut niciodată un control. Dacă noi, de conturi spune asta. Noi cerem, eu cel puțin, da. Am cerut, eu cer din 2008 lucrul ăsta. Există proces verbal în care spun lucrul ăsta. Până anul ăsta nu l-am. Nu, nu, nu. Știți dumneavoastră. Cum a fost situația, doamna Copre, ca să știți. În 2008 a fost exact o ședință de asta. Și am spus clar, noi am fost, fiind președinte la buget finanță atunci, am făcut un control pentru că era și interesul nostru să știm exact asta. Am venit cu raport din partea Consiliului Local și atunci, am spus așa, puneți-mă legalitate. S-a terminat de atunci. Am vorbit mereu cu domnul primar, domnul primar, ce se întâmplă la Târgona? Dați-mi și nou contractul. An de an au spus că nu există, dar până nu s-a cerut pe legea 544. Nu. Adică, pe legea 544, până nu s-a cerut oficial niște documente, nu s-a cerut. Acolo a apărut toată situația asta. Lăsați-mă să mai spun și eu o vorbă, că până la urmă contractul ăsta, în campania electorală l-am cerut și toată lumea m-a făcut nebun, da? Toată lumea a spus, bă, de rău, e nebun. V-am spus de atunci că sunt probleme. Acum veniți în 2022, după 2 ani de zi, și spuneți, hai să schimbăm, că nu sunt contracte adiționale, acte adiționale la contractul inițial. Juridic, nu am funcționat. Am funcționat ilegal. Unu. În momentul în care domnul primar, Cheța, o deveni primar în 2008... Pe perioadă a fost contractul? Pe perioada nedeterminată, din tot. Ascultați-mă un pic. Dar spune așa, dacă avem toți contractul acum, că până acum nu l-au avut decât Bădărău și câțiva. Să vă spun, în momentul în care e clauză în contract, se schimbă prin diferite, din diferite motive, unul din... deci în momentul în care domnul primar Cheța a devenit primar, domnul Ichim Vasile nu mai avea ce căuta, deci primul act adițional trebuia să fie cu data de 2008. Corect? În care ce se întâmplă acum, domnul primar vine acum cu proiectul ăsta de hotărâri, trebuia să se întâmple atunci. Primul pas. Când s-au mai întâmplat necazuri, nenorociri, că nu își dorește nimeni și nu se bucură nimeni, la fel trebuia făcut adițional. Venim acum, încercăm să îndreptăm totul din 2008 încoace și după aia închidem contractul cu târgul. Acum vă răspund și cu asta chiar nu mai spun nimic. Da. Nu rămânim fără târg, dar târgul funcționează, are un aviz dat asociațiunii. În momentul în care primăria nu identifică un teren unde se-și poate desfășura activitatea de târg în altă parte decât în curtea intervet, atunci intervetul deschide poarta, zice poftiți, își bagă toți banii în buzunar, iar noi primăria nu mai putem face nimic. Și era singura sursă de venit la bugetul local din banii ăștia. Pentru că, în realitate, eu nu vreau să speculez, dar la un moment dat o să vină un raport care o să spună că la Târgul Răcăciun se încasează undeva între 80 și 100 de mii pe lună. Da? Nu 35 de mii în 4 ani. O să vedeți că o să vină. Și atunci, noi vrem să fim culpabili cu asta? Eu nu zic nimic, eu nu zic să pățească nimeni nimic. Dar hai să ne punem în legalitate. Hai să ne punem în legalitate și să vină banii aici la bugetul local. Și n-are nimeni nimic cu nimeni. Păi asta și vrem. Suntem atâta de săraci. Da, asta și vrem. Păi și nu vrem. Cu banii. Nu. Să ne punem în legalitate. Cum? Bun. Și cum facem? Reziliem contractul, domnul. Votăm Consiliul de Administrație și după aia vot... Și reziliem contractul și s-au spălat pe mâini. Asta nu-i absolvă de nicio vină. Și să știți că cine trebuie să plătească va plăti. Cine o fi? Cine o să stabilească legea? Bun. Fiecare... Vă rog. Da, putem să trecem? Nu mai avem timp. Haideți să votăm la proiectul numărul... Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi, o să vă răspund... Da, o să răspund. Discutăm în ședință? Da. E o propunere care nu-i făcută de consiliere. Da? Ok. Referitor la proiectul numărul 7. Ilegal. Domnul Dragostan, vreau să menționați acolo două chestiuni.
eu cel puțin Bădărău, sunt împotriva rezilierii. Dar nu pentru că ar fi oneros pentru noi, ca bugetul, ca ar fi avantajos. Vreau să votez împotriva rezilierii, deoarece trebuie să vină un raport din partea domnului primar, în care ne demonstrează că e neoneros sau ne... Asta o să scrim, da? Da, urma, asta unul. În urma votului o să scrim. Întrucât nu există un raport din partea domnului primar. Și nici interpretare. Să vină, domnule, un contabil să ne spună. Bă, nu e regulă. A, cine o spus și o dată aici, îți bătai de joc. Adică da, vă spun, nici nu avem toate chestii. Nu avem toate chestii. Preferințe, ca să nu ne întindem cu scrisul pe... O să spun, verbal, o să consemneze, doamna secretar, tot ce precizați dumneavoastră, corect, și va fi... Ca să nu ne dăm, ca să nu mai... Noi ne dăm votul, noi ne dăm votul pe fiecare subiect din ordinea de zi. Noi ne dăm votul pe comisie. Okay. Pe comisie. Așa, și atunci în plen, în plen rog, aducem argumente de ce am votat pro sau contra. Adică eu n-am nimic. Consemna. Eu vreau să ne punem în legalitate. Vreau într-adevăr să demonstreze lucrurile care sunt prezentate. Și mai e o problemă. Să votăm pe puncte. Nu proiectul în sine. Și unii nominal. Și unii nominal. Pe puncte. Pentru că e punctul, că încep la punctul înființarea, constituirea noului Consiliu de Administrație și punctul ce e de deziduia. Vreau să votăm pe puncte. Ca să știm. Da, poate sunt persoane care sunt de acord cu actul adițional, sunt persoane care nu e de acord cu revocarea. După mine, păi nu, dar așa, așa, așa să votăm logic, ordinea de zi până la punctul logic, logic era, și asta am discutat și doamna secretară și vom discuta și în plen, logic era să facă proiecte separate. Proiectul pentru că numărul 1 cu actul adițional, proiectul numărul 2 cu revocarea. Părerea mea este în felul următor. Nu e același lucru. Cei care sunt împotrivă, nu știu. Așa. Trebuie să argumenteze și doamna secretar va consemna. Păi sigur că să argumenteze conform legii de ce sunt bun, bun. Pro sau contra. Bun, eu asta trebuia separat, dar asta e altă treabă. O să atâta timp cât Curtea de Conturi spune permanent că nu s-au făcut controle, eu sunt mai în măsură decât Curtea de Conturi să spun da, domnule. Noi nu putem contesta Curtea de Conturi. Avem ce spune Curtea de Conturi. Avem încasări după ce a venit Curtea de Conturi și vedem că nu s-au luat nicio măsură. Păi ce mai... Deci la proiectul numărul 17. Luăm așa, Teliță. Cum votați, domnul? Marcanin. Foarte important, vă vede comuna asta și da. Foarte important. Da. Și o să ne... Stați un pic. Da, păi nu, nu să te... Noi nu votăm proiectul pe ordinea de zi? Nu, vorbim acum de proiectul 7. Punctul 7 și după aceea ne votăm picioare. Da? Adresul merge mai repede. Haideți, domnul secretar, vă rog să supuneți la vot și să ridicăm mâna. Da, cine este... luăm pe puncte. La 17, vorbim de 17. La punctul 1, de proiectul numărul 17, okay. Cu actul adițional, cine este cetul pentru... Hai să nu intrăm în... Nu cred că era necesară chestia asta. La proiectul numărul 17, privind rezilierea contractului cu Intervetul, cine este pentru, cine este împotrivă și cine se abține. Nu putem scrie în două rubrici aici. Și dumneavoastră, ce aveți dați de la comisie la în plen? Nu, tot ce spune, vreau să spun. Păi nu tot ce spune. Dar nu vreau, doar așa trebuie să procedăm. Supuneți la vot. La punctul 17 privind rezilierea contractului cu Intervetul. Asta ne interesează. Corect. Da. Asta e important. Și restul putem da aviz favorabil la toate, că de proiectul de hotărâre la care... La rezilierea contractului. Sunteți pro sau contra? Pro. Bravo. Da, e dreptul fiecăruia. Sunt pentru, da. Pentru. Dumneavoastră, că sunteți următorul. Nu, eu. Sau Cocrea, mă scuzați, domnule. Mă scuzați. Olguța. Pentru. Bravo, da. Da, pentru că această asociere este unui lege. Da. Iar legea aia e sfântă pentru mine. Da, domnule, fiecare, da. E vorba de lege. Absolut. Dar fiecare are argumentele lui. E prost, legea e prost. Eu sunt împotrivă, clar. Sunt împotrivă pentru că trebuie să mergem acolo, chiar vreau să amânăm, să mergem, să facem controlul luni de zile și după aia o să fiu pentru dacă... Eu ca consilier nu pot să... Domnul Felix? Propun să schimb o lege. Nu pot. Dar nu e o lege, domnule, e un contract. Contractul e în baza unei legi, eu nu-ți...
Hai că aici nu... Lăsați, doamnă, că nu ne contrazice. Contract este o înțelegere între două părți. Domnul Țelic se împotrivă, nu? Da, în baza unei legi. În baza unei legi și să... Dumneavoastră, domnul Dragostan... Domnul Dragostan, tot împotrivă. Deci, clar, aveți negativ. Și eu o să împlez, ca să știi, da. E foarte bine că te-ai revizat. Și după aia discutăm, acum exact. E foarte important să ajungă acolo, pentru că de multe ori ajunge numai ce trebuie da. Să ajungă. Sperăm că o să ajungă filmarea întreagă. Acum, da? Să nu mai acum trecem pe proiecte, ca să nu, proiectul 1. Da, suntem, deci nu avem nicio problemă. Ok, proiectul 1. Da, proiectul 2. Urmărește, te rog. Proiectul 2. De 4 proiectul 2 cu organizarea rețelei școlare. Rețelei școlare, un tețel de învățământ. Dar cine este pentru? Pentru cine? Pentru proiectul 2? Domnul, pentru? Da, da, suntem pentru. Proiectul 3. Proiectul 3. Privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru... Sigur, da, da. Pentru? Suntem pentru comună. Proiectul 4. Unul ar trebui să fie pe ordinea de zi. Este total ilegal. Asta o spuneți în... Da, da, aici suntem împotrivă, sunt împotrivă, că nu e în regulă. Bine, aici nu pot, azi discutăm în... Da, discutăm în ședință. Este trebuie să-l punem la vot, nu? Da. Discutăm în ședință. La punctul 5? Punctul 5, proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea cu finanțării. Trebuie să... Da. La 6? Pentru. Proiect de hotărâre privind acord de principiu în vederea cu finanțarea obiectivului de investiții, extindere rețelei electrice. Da, sigur, da. Suntem pentru. Bineînțeles. Da. Cofinanțare pentru fundul Răcăciun Cătun Dumbrăven și Răcăciun Strada Gheorghe Coșbuc pentru energie electrică. Tot pentru. Sigur, da. Sigur. Da, sigur, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minoritățile rome pentru anul 2022. Pentru? Pentru. Lăsați să spun fiecare. Aici, e... Da. Aici la 9, da? La 9? Asta la 10, 11, 12 sunt toate proiectele cu Dumbrăveni. Da. Aici sunt proiectele cu toate terenurile. Suntem pentru, e foarte important. Pentru, da? Da. Sigur, cu toate. Da, cu toate pentru, până la 16. Adică până la 17. Domnul Dragostan, vreau și eu o copie la procesul verbal după ce îl semnează domnul președinte. Normal. Domnul președinte, eu am semnat, deci semnat și domnul președinte. Da, le semnăm pe toate. Da. Să înțeleagă toată lumea, tot ce este pentru binele comunității și folosul comunității, vom fi de acord. Dar trebuie să avem și noi niște rămâri pentru că ne dăm un vot și... E crâncen ce se întâmplă. E crâncen. Da, ne luptăm ca să... Nu să facem ceva decât să fim legali. Corect. Eu doar am spus că trebuie argumentat din partea dumneavoastră ceea ce mi-e pare rău că nu ți-ai păstrat prima opțiune, că așa erai... Nu, e opțiunea lui. Da. Cetățenii o să vadă și... Îmi pare rău că nu... Știi... Fiecare își asumă riscul. Și ceea ce face. Fă-mi copii la prima. Te rog frumos. Restul e... Nu, că nu e urgent acum. Discutăm. E data vizul pentru... Am zis să nu mai pierdem timp acolo. Dar dacă nu, dar timp avem. Dacă tot suntem o dată pe lună, avem timp să ne discutăm. Era bine și colegii noștri dacă veneau cu niște argumente și dacă înțeleg ceva. E votul dumneavoastră, nu are nimic nicio... Eu v-am spus și repet, o hotărâre de un consilier local nu bate o lege, să vă e clar. Și legea care nu are legea? Legea în baza căreia s-a făcut acest contract. Okay. Și de cine s-a duce nou acum actuațional după 14 ani? Legea îmi spune foarte clar. Spune legea? Unul din ei, dacă vrea să renunțe, și de ce trebuie să-l bagi prin consiliul local, doamnă? Dacă stați o leacă, că aici nu ne-am înțeles. Stați un piculesc, că trebuie, mă scuzați, dar trebuie să respir un pic. Deci doamna Cocrea spune o chestie care are dreptate. Conform codului civil, oricare din părți poate să rezilieze. Dar de ce te ascunzi după umbrela consiliul local? Dumnezeu reziliază, dumneata, e terenul și proprietatea dumneata intervet. Corect. Reziliază, dar de ce mă pui pe mine să votez, să vină după aceea să mă pună să plătesc odată cu tine?